Prin telefon alături de noi, președintele Consiliului Județean, domnul Cosmin Popescu. Bună seara, domnul președinte! Bună seara, domnul Matei! Înțeleg că ați fost la secția de boli infecțioase. Ne spune și nouă care este situația acum. Și acum sunt aici, împreună cu prefectul județului, cu domnul manager Ionescu, cu domnul doctor Manea. Am verificat la pacientei. Este stabilă, temperatură 36,2. Are o anumită stare de răceală. Dar s-a hotărât ca dimineața la prima oră analizele să fie recoltate, să plece către Victor Babeș pentru amănunțite, să vadă dacă este sau nu, Doamne ferește, acest virus, coronavirus. Deci la acest moment este izolată, e în cameră singură, cu toaletă singură, este sub observație, starea, așa cum am spus, este bună, temperatura chiar a scăzut 36,2 la acest moment, 36,2. Am înțeles. Are spitalul tot ce trebuie, echipamente, măști și așa mai departe? Avem echipamente, am mai comandat și pentru mâine, combinezoane, echipamente, substanțe dezinfectante, medicamente, astfel încât să putem trata toate cazurile care vin, pentru că este o perioadă destul de dificilă, cu multe infecții respiratorii și cu alte, boli care vin către zona de infecțioase a spitalului de județean de urgență. A circulat o informație cum că doamna doctor Manea de la boli infecțioase a vrut să o trimită pe tânără la București, la Matei Balș, și s-ar fi opus cei de la DSP. Este adevărat? Nu, am discutat cu doamna doctor Pandur, a vorbit la Institutul Matei Balș și s-a descris în amănunțime starea pacientei, având în vedere că nu dau toate simptomele cu existența unui posibilității unui coronavirus, s-a luat decizia în acest moment transferat, dar s-a luat decizia în același timp a efectua aceste analize transmise regim de urgență dimineață pentru a analiza de către Institutul Matei Balci. Deci pleacă doar analizele, nu și pacienta. Analize. În acest moment, și dacă discutăm cu ei, având în vedere starea, deci nu există stare febrilă, 36,2. Da. Există o stare de strănut, da, cu genasul și anumite tuse, dar nu sunt parametri pe care Institutul Matei Balci să le accepte pentru a fi făcut transferul. A mai apărut o informație și ultima întrebare, nu vă mai rețin, că știu că trebuie să mergeți la un comandament de urgență. Da, da, un comandament de urgență la... Foarte scurt. Este adevărat că s-a mai prezentat o persoană care a venit din Italia la boli infecțioase? Nu știu, pot să revin, vă dau un sfat, dar și am discutat toate cazurile care sunt acum în sită de boli infecțioase, nu mi s-a confirmat acest lucru, dar vă promit că revin cu un SMS după ce intru, sunt afară în curtea spitalului. Mulțumesc mult de tot, domnul președinte. Mulțumesc pentru precizări, o seară bună vă doresc. Sănătate.